Un bărbat din Sibiu și-a pierdut viața într-un teribil accident rutier în localitatea Topa Mică din Cluj. Bărbatul nu a mai avut nicio șansă și a murit pe loc după ce un tir scăpat de sub control a lovit în plin autoturismul în care se afla. Accidentul tragic a avut loc pe drumul care leagă orașele Cluj-Napoca și Zalău. Șoferul unui tir a pierdut controlul volanului după ce unul dintre cauciucurile mastodontului de 40 de tone a explodat. Tirul a pătruns pe contrasens și a lovit în plin un autoturism care circula din sens opus, iar mai apoi a ieșit în decor. În urma impactului, șoferul autoturismului nu a mai avut nicio șansă de scăpare și a murit pe loc. Bărbatul era din Sibiu și era inginer în cadrul Transgaz Media și se afla în timpul serviciului când și-a pierdut viața în cumplitul accident. Potrivit martorilor la accident, imediat după impact, soția bărbatului l-a sunat pe acesta pe telefonul mobil. Ea a aflat teribila veste a morții soțului său, chiar de la cei care au fost martori la scena de coșmar. După ce a văzut ce tragedie a provocat, șoferul mastodontului, un bărbat din Șimleuș, Silvaniei, a intrat în stare de șoc și nu înțelege ce s-a întâmplat. Polițiștii l-au audiat pe șoferul tirului și continuă cercetările în acest caz. O expertiză tehnică în care vor fi luate în calcul starea tehnică a autotrenului, încărcătura și viteza cu care circula, va stabili de ce a explodat cauciucul.